se uită. Și n-aș vrea să se atingă niciun cupulet de gheață și nici mâna lui de acolo. E toată gheața neambalată. Aici nu e ambalată, aici e spate. În urma controalelor efectuate în toate stațiunile de pe litoral, ANPC a aplicat amenzi în valoare de 80.000 de lei și a dat 10 de avertizmente pentru operatorii economici. Au fost verificate toate cluburile, nu doar două sau trei, cum ați spus. Trei dintre ele au primit amenzi, două oprire temporară a activității. Neregulile țin de partea de bucătărie, partea de igienă și camere de depozitare a gheței neigienizată. Neregulile au fost găsite și în baruri. Aveți o șervețele, un chef ceva azi? Managerul unui club închis chiar a recunoscut că existau probleme de igienă în local. Domnii au venit, au constatat și chiar așa este. Adică nu consider că a fost un abuz de putere, nu a fost rea voință, chiar domnii s-au purtat foarte bine cu noi și ne-au explicat exact ce trebuie să facem pentru a putea continua. Toate localurile vor rămâne închise până când proprietarii vor remedia problemele găsite de inspectori.